pe stadionul Giulești, în fața peste 26.000 de spectatori, a avut loc matchul de fotbal între echipele reprezentative ale României și Ungariei. Jocul, de o factură superioară, cu faze dinamice, s-a terminat cu scorul de 3-0 pentru Ungaria. Echipa națională a României s-a dovedit a fi la înălțimea adversarilor și impresia unanimă a fost că matchul trebuia să se termine la egalitate.